Elevii din Drăguș au avut parte de o primire deosebită. Jandarmii au ținut să arboreze și drapelul pentru a da o notă deosebită evenimentului. Este într-adevăr un eveniment deosebit. Am încercat să ne alăturăm și să sprijinim instituțiile de învățământ cu ocazia săptămânii Școala Altfel. O facem și noi Jandarmerie Altfel. Ne-am deschis toate porțile instituției și încăperilor pentru a-i sprijini pe aceștia, totodată să ne și cunoaștem mai bine, având în vedere că suntem angrenați, mai ales în misiunea de menținere a ordinii publice în zona de proximitate a instituțiilor de învățământ și făcând totodată parte din societate și din viața civilă. În plus, cu această ocazie au fost felicitați și jandarmii care au primit mulțumiri și diplome în data de 3 aprilie, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române. Au fost recompensați cu mulțumiri de către inspectorul general următorii subofițeri: plutonier ajutant Ran Baromică Petre, plutonier Boroianu Iulian Ilie, plutonier ajutant Bundea Marcel, plutonier major Marius Lucea. Astfel că elevii au avut ocazia să viziteze instituția, să vadă echipamentele jandarmilor și să cunoască tainele acestei meserii. Pistoale. Și ce ai vrea să te faci când o să fii? Ți-ar place să fii jandar? Da. Mie mi-a plăcut căștile. Căștile? Și mai ce ai văzut? Stații, pistoale, ce ai văzut? Pistoale. Ai vrea să fii jandarm când o să fii mare? Jandarmi. Da? Ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Armament, ce ai? Da. La sfârșit, copiii au vizionat un film despre Jandarmeria Română. Jandarmeria Română este abilitată să exercite condițiile legii, atribuții importante cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, a democrației și statului de drept. Și mâine, porțile jandarmeriei vor rămâne deschise pentru elevi. Deja și-au anunțat prezența mai multe grupuri de elevi de la școlile din Făgăraș.